să mâncăm la... Da, asta, da, da, da. Să treci. Sănătate. Mamă Severă, ce faci? Ce să fac, uite, mâncare. La 80 de ani, peste 80, cât ai zis? 83. 83. Eu ți-am zis că ai 60. Tu vorbești. Așa. Ai ajuns să dormi într-o cameră din asta de motoare, bre. Că ai avut căsuță în Buzău. N-ai avut unde? În Buzău sau în afara Buzăului? Unde ai avut casa? În afara Buzăului. Unde? Cam prin ce zonă? La Bobocu. La Bobocu. Și de la Bobocu cum ați ajuns neauric aici? Foarte bine. Ce? Eu din oraș de aceea. Ești din oraș? Da. Și am fost casă naturalizată și am cumpărat țigani. Și mi-a dat afară. Bine. Vreo romi. Așa. Da. Și v-a dat afară. Da. Aha. Și de cât timp sunteți aici? Păi dacă am 7 ani. Ai de 7 ani aici? Da. Că da, era mizerie aici. Am înțeles. Și acum cum ești? Acum ce ceară? Acum de noi ce să tu ești? Eu ce aici? De ce să-i depun aici? Cum e vrei iarna aici? Aici, doar aici stați amândoi. Aici faceți focul, da? Cum e iarna aici? Bine. Dragii mei care sunteți creștini, preoți care mă cunoașteți și știți prea bine că Biserica Ortodoxă Română, prin statut, fapte filantropice și misionare. Credeți că voi, prin faptele voastre filantropice și misionare, credeți că puteți să ajutați? Uitați, doi tineri. Sau doi bătrâni, cum vreți voi să spuneți. Unde? La ieșire din Buzău, sursa de apă a municipiului. Pe șoseaua Pogonele. Șoseaua Pogonele de 7 ani. Zici că da, ești aici. Da. Îți duci traiul și îți mănânci mălaiul aici. Mă tai pensie, ai zis, da? Dar mă tai mai că ai fost cu căruță, cu transport căruși, da? Dar asistența socială nu v-a dat o locuință, nu v-a dat nimic, n-ați fost. Trebuie să te duci să... Deschizi ușile, să le dai bani, ceri mulți, scălitură și câte și câte. Ai încercat? Am încercat odată și pe urmă am lipsit. V-ați lăsat, da. M-am lipsit, la ce să... Dar auzi, ia încercă la omul ăsta acum, că e primar, Toma, Tomiță, cum ia încercă și le. O să vadă și domnul primar să... Ce să mai mă duc, domnule, de la etatea asta? Încearcă. La... Păi trimite mai. Adică ce înseamnă? Etatea asta ce înseamnă? Că nu mai ești util societății sau... Picioarele, nu mai mă ajută picioarele, cum era odată și așa. Muncesc la băiatul ăsta aici. Aici, la ferma asta. La băiatul ăsta aici, în margine aici. Da, da. Are niște capri acolo, niște măgari acolo și mai îndăci mie. Ne-am găsit cu măgarul, ne-a povestit măgarul multe. Pensii nu aveți, nu? N-are mă pensii, n-are pensii. De asta, să înțeleagă lumea, că nu aveți pensii. Mare mă ardă cât ia pensii. Dimineața și... Cât ai vrei pensie? Ce să mai ai? Pensie, câtă pensie ai sau nu ai pensie? Lasă-o, dracului. Nu mai are pierdut-o săracă. Și dumneavoastră n-aveți deloc. Eu n-am deloc. Așa, păi de asta. Cu sănătatea cum stați? Mulțumim Dumnezeu până în prezent. La ce să vă zic? Unde faceți baie? Unde? Apă? De unde e apă potabilă? Iau apă de la băiatul ăsta de acolo. Aha, de la fermă. Mai iau de la pocăitul ăsta de aici, de la preotul ăsta. E pastor ceva? Pastor din ăsta cum e. Unul Daniel, dacă l-ați auzit de el. Unii a luat foc aici și a dat foc sigur. Și a dat el foc sigur sau? Astea nu niște gunoaie din alea lângă un... Și dacă îi pasă, nu l-a ajutat Dumnezeu să nu iardă fermă. Eram tocmai acolo eu. Uh-huh. Și niște băieți care a cumpărat grajdor acolo cu locul, cu tot ăla, lungimea aia, unilibada aia, ăla venea spre cea, pleca spre casă și a văzut că s-a întins focul. Și a băgat pe unul care a făcut solare aici. Și în timpul ăla aveam mosorele din alea, din fermoare din alea și le-a pus lângă... Păi o să cer sprijinul la preoți. Și asta dragii mei preoți, aveți posibilitatea să ajutați acești oameni, da? Bătrâni, da? Cum spune, sau tineri. Pentru noi, iar că eu ți-am zis 60, mata n-are la 80, da? Ești mai mic cu 2-3 ani. Mai am 2 ani și fac 70. Mai e 2 ani, 70. Deci 68. Dacă 68, da. Dacă zilii, dacă mai e zilii... Parcă ai zis că ai copil mata, un băiat. Dar un băiat înfiat. Un băiat înfiat. Pe ce sunt înfiat? Abar nu are din... Nu. Dacă nu era meu, nu avea cine să... A dat de măsta lui. Și-a bătut joc. Dar măsta de el care mergea. Și v-a abandonat. De la ce vârstă l-ai crescut? La 1 ani și 4 luni. Eu de la 3 ani și jumătate, dar am stat cu părinții. Foarte bine. Până au... Sunt fel de fel de copii. Dar să ajungi aici? Iarna, cum e iarna aici? Bine. E bine, că aici e strâns aceea. Dar acolo mai ținem toate alea. Da, aici... Am unde ții vernele, toate alea. Acolo le-am ținut, mi-a ajutat un băiat. Aveți mâncare, aveți asta, adică trebuie să-și bată dacă ce mi-a ajutat preotul, niște colegi de-ai dânsul. Preotul din Buzău. Da. Dar nu știi de la ce biserică. Nu știu la ce, are, știu că are 5 copii.
A, deci există și preoți din ăștia buni. Doi băieți, da, doi băieți și trei fete. Are 5 copii, adică. Adică știți că noi acum vă filmăm, da? Da, da, da. Și că vrem să știm, adică dacă sunt preoți sau părinți, da, 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 da. Care vor să ajute, vedem dacă ajută. Am uitat să-l întreb pe părinții cum îi numește. Să numește. Da, da, să știu și eu, dar am uitat de rău. Așa, a venit pe aici. Da, a venit în ziua de Paști. Deci de atâția ani de zile vă chinuiți aici, aveți lumânare, stați cu lumânare. Mai aprinde lumânare așa seara. Seara. Aha. Adică când stăm la masă. Iarna când e vă culcați de vreme? Păi e ziua mică. Sigur, ce să faci? Nu vine miros de la blacurile astea? Până acum văd că nu ne-a aia așa, da? Ia bă, vine Dumnezeu, adică e aia în câmp, face iar cu aerul val, ce-l bate bântul. E aer curat, foarte spălat. Ce și murdar. Asta și murdar. Asta e. Ce se face? Deci, da. V-ați luat lumea în cap și ați ajuns aici într-o stație unde a fost pompe de apă sau ce a fost aici? Ce a fost aici? Motoare, ce-o fi fost motoare. Aici, nici eu nu știu, că ăștia... Dar cu... se rup voi la cineva sau ați venit așa? Ne-a zis un șef acolo, vrei că cu tare... Stau și noi aici, nu, zic, fac... Plou, nu... zic așa, zic că fac curat aici, rănesc aici, acolo... Nu-i stric, nu dărăm, ce-i? Da. Nu, și restul... Bun, gata, asta va fi, lăsat, da, să... Naurică, sperăm că mesajul o să fie recepționat de către Doamne, creștini, Doamne că sunteți creștini, vă, da? Da, deci adresa... Cum ați petrecut Paștele? În doi. În doi, aici și noi. Dar de ce nu v-ați dus pe la biserică așa? Făcut să mă duc, să bea spart aici... Au venit hoți aici? Au venit hoți. Ziua sparte. Ziua? Da. Au venit hoți. Era trafic de ăsta, cigani de ăsta. Păi doar, așa, 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 da? Persoane care nu... Am găsit la cu tu spartă. Ți-a spart la tăi. Bine că ne-a dat foc. Auzi, dar de ce nu scrii? Aici locuiesc doi bătrâni. Fie vă milă de noi. Ce? Trei chestia asta. Lumea este rea, domnule. S-a răit lumea. Nu mai e așa. Nu mai e lumea cum am fost noi crescuți odată. S-a răit lumea. Bun. Naurică, gata, s-a înțeles. Doamne ajută să rămână și să rămână bine. Să vedem, poate își dau creștinii. Da, deci locația pentru cei care doresc să ajute această familie, exact la ieșirea din Buzău pe șoseaua Pogonele. Da, exact unde scrie Buzău, faceți la stânga pe drum și veniți exact aici, da? Bine, multă sănătate. Da, deci asta este locația.